Ruibiștii buzoieni au bifat cea mai slabă evoluție a sezonului în deplasarea de la Năvodari. Cu un lot decimat de accidentări, buzoienii au fost învinși cu 48-3 în penultima etapă a stăgiunii regulate și au ratat obținerea punctului bonus defensiv. Obiectivul nostru a fost a declasa de a intra în play-off, în primele patru echipe. Suntem foarte aproape, adică suntem pe acest loc de cele patru echipe. Dar ceea ce vrem noi să realizăm este de a câștiga meciul de sâmbătă și a-l câștiga cu punct bonus pentru a fi liniștiți pe locul 2 și a juca acasă din raționament financiar. Buzoienii au efectuat deplasarea în ziua jocului, jucătorii resimțind oboseala la ora partidei de la Năvodari. Neșansa noastră a fost că am avut foarte multe accidentări, au plecat niște jucători. A trebuit să-i dăm drumul Baraule la Dinamo, care joacă titular. N-am avut ce face. Înfrângerea suferită la Năvodari îi obligă pe buzoieni să obțină maximum de puncte în confruntarea programată în ultima rundă a stagiunii pe teren propriu cu Știința Petroșani. Campioana țării, știți foarte bine că este Petroșanul de anul trecut, nu? Anul trecut ei au câștigat campionatul și e o echipă foarte bună, o echipă cu tradiție, o echipă care a făcut rezultate foarte bune, dar este o echipă pe care noi la Petroșani, ultima etapă, cu aceeași echipă am câștigat meciul. Mai puțin, să spunem, sunt jucători care, precum Tatu care este accidentat, să spunem, restul cam ăștia suntem. Sâmbătă de la ora 10, stadionul Prințul Ghica va găzdui ultimul meci din campionat al uribiștilor de la Stejarul. Este vorba despre partida cu Știința Petroșani, ocupanta locului 4 în ierarhia Diviziei Naționale de Seniori. Înaintea confruntării directe, Stejarul este pe locul 3 cu 40 de puncte, cu 3 mai puțin decât Bucovina-Suceava, ocupanta poziției secunde, formație ce va întâlni tot sâmbătă liderul CS Năvodari.